genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, e tare frumos ce se întâmplă în România. Asta am văzut pe ultimele știri că s-au dus unde trebuie să monteze șefron, parcă îi zice la firma respectivă, oricum am o informație, beton de beton, pe care pe surse, bineînțeles, că v-am spus eu, mi-am păstrat prietenii de la televiziunile centrale din București și mai vorbim din când, bă, ce mai la voi în Hunedoara, uite așa, la voi la capitală ce mai, uite așa. Și o să vă dau o informație, dar să nu divaghez foarte mult. Și-au pus bieții oamenii acolo unde știu ei că vor veni aia de la Chevron să pună prima sondă și au pus bocceluțele și stau, dorm în frig, probabil prin ploaie, săracii, ca să împiedice pe aia să înceapă exploatarea. Am tot auzit o placă care mă enervează la culme pentru că, ei... Aia care o pun, care pun placa asta, da? Cred că noi suntem toți o gașcă de tâmpiți, așa, și de... Cum să vă spun? Oameni nepregătiți, tot care nu mai citesc nimic, nu se mai documentează, suntem așa căzuți de pe Marte, bun. Domnule, inclusiv domnul Ponta, domnule, stați un pic, țările europene exploatează resursele naturale și așa. Păi, da, domnul Ponta și ăilalți... Placangii, că nu pot să spun altcumva, cu placa asta, care vin și bagă CD-ul, nu știu, stick-ul în player și dă-i cu placa asta. Păi ce prestanță are Franța, Germania, Finlanda, toate țările astea, care da, au exploatări pe teritoriul lor, dar mă, frate, aia, când vin, vând, normal că-i convine să exploateze resursele naturale, că ăla îmi vinde mie mașini neamțul, da? La ce cote? Mercedes, Volkswagen, Audi, da? Câteva mărci nemțești. Hai să vorbim despre francezi, că vorbim de resurse naturale, fier și alte metale, da? Păi el aș permite să și le exploateze pentru că el are o plus valoare, îmi vinde mie românului mașini. Eu ce mai produc în țara asta? Vereștoi ne-a tăiat pădurile, zic eu generică, știm că a făcut afaceri domnul Otilo, Vereștoi. Dar au fost și alții, știți? Și am exportat buștean, da? Se cam termină cu pădurile, cu pădurile bune de exploatat, că mai avem ceva păduri, da? Și mai sunt și de exploatat. Ce să le mai luăm ăstora? Că piața ne-a terminat-o, nu mai avem siderurgie, nu mai avem industrie extractivă, dacă mă și bâlbui, nu mai avem nimic. Ce să le luăm ăstora? Păi hai să le luăm din subsol. Deci, știți? Aici e marea problemă, că acum oamenii simt un lucru foarte real, că s-a jefuit țara asta în așa hal încât n-a mai rămas decât pământul de sub picioarele noastre. Pământul de sub picioare. Păi, asta mai trebuie să ne ia și salut, deci bogățiile din subsol. Că în rest, și o să scrie pe fruntea noastră, nu că n-ar scrie acum, sclav. Mă enervează, știți, că mulți vin la biserică. Păi cum zici tu mie robul lui Dumnezeu? Păi și așa ești sclav, frate! Mai bine să fii robul lui Dumnezeu, sclavul lui Dumnezeu, decât al unei puteri pământești. Deci nu, că mulți au niște lucruri, cum să vă spun eu, în cap, niște figuri din astea care, noi, asta e tot reminescența comunistă în care ți se spunea, ești puternic, ești om al muncii. Păi, eram să zic eu. Bun, nu mai discutăm foarte mult. Oricum, mă enervează o reclamă. O să vorbim și despre reclama respectivă. S-au trezit unii de la o societate de asigurări să spună noi facem asigurări de sănătate și îți dăm 200 de zile de spitalizare, nu știu ce e oferta pe ecran. N-am avut curiozitatea să înregistrez și să fac freeze, să opresc acel cadru, pentru că reclama e total mincinoasă. Am înțeles că s-au interzis niște reclame de către CNA la o anumită firmă, nu pot să vă spun ce și cum încă, dar probabil că știți. Eu aș interzice și reclama respectivă. Păi mă, societatea lupește prăjit. Câte contracte ai tu cu spitalele din România? Îți decontezi dacă o să fii bolnav? Nu! Nu vreau așa. Vreau tu, societate de asigurări, să investești la modul real în sistemul de sănătate din România.
nu vrei n-ăla public. Construiește, mă, tu spitale. Stăteam și mă uitam aseară. Nu vreau să vă mai țin foarte mult. Mă uitam aseară. Un nou mall la București se... mall făcut de bancă. Mall? Spital când, domnilor de la bănci? A, vreți numai să ne jupuiți? Numai să păpați de pe amărâți? Bun. Cam atâta. Mai erau și altele, dar nu, că deja am trecut de 5 minute și nu vreau să vorbesc mai mult. Oricum, e jenant ce se întâmplă în România și cât ne cred unii de proști. A, și informația. Ci că o anumită doamnă ministru s-ar duce prin America. O să vă spun când pleacă în America, pentru că se va duce în America și e o doamnă ministru care are multe probleme în țară, dar dânsa se duce în America. Probabil că va face și vreo vizită prin Canada, că poate din... sau vor veni canadienii în America, dar în orice caz se duce în America. Nu știu. Eu pot să spun orice, că informația e pe surse de la București venită. Și vă dați seama, cam când am venit am zis, e clar pentru ce se duce. Are legătură cu prima parte, cu ce spuneam. Dar nu vă spun mai mult, o las așa să plutească, știți? Până se concretizează, aștept să plece doamna ministru în vizită în America și când va apărea știrea, pac, atunci spunem. Să vedem cum se duce, cu ce plase se duce și cu ce genți vine încoace. Și cât de pline, bineînțeles. Sau, mă rog, conturi. Sau, în sfârșit. Bun. Un anunț foarte important. Stai că mă scarpin, că trebuie să mă uit foarte... Nu mai văd. Am îmbătrânit. Hunedoara TV se recepționează pe nouă frecvență în municipiul Brad. Deci, atenție, brădeni, în rețelele RCS, RDS, Hunedoara TV are nouă frecvență. Noua frecvență este 711,35 MHz. Deci, 711,35 MHz. 711,35 MHz. Pentru restul localităților, frecvențele au rămas aceleași. Astfel, pentru a ne recepționa, vă rugăm să dați o nouă căutare din meniul televizoarelor până când regăsiți programul Hunedoara TV sau să adăugați manual frecvența. Adică, tastați de pe telecomandă 711 punct sau virgulă sau ce aveți acolo, 35. Deci 711,35 MHz este noua frecvență a postului Hunedoara TV. Oricum, îi salutăm și pe brădeni, și pe orăștieni, și pe hațegani, și pe deveni, și pe hunedoreni, pe toată lumea, pentru că Hunedoara TV este un post de televiziune al județului. Deci, brădeni, nu uitați, 711,35 MHz, căutare manuală, căutare automată, că televizoarele astea, până m-am prins eu cum e cu căutările astea, uelio, câte bușituri lua telecomanda. 711,35 MHz. Bun, ca să nu întind foarte mult gluma, astăzi discutăm despre sănătate la pachet. Americanii au un sistem tare dubaș, zic eu, de sănătate. Plătești, ai. Nu plătești, la revedere. Cât plătești, atât ai. Te asiguri pentru un anumit pachet, ai servicii medicale. Nu ai o asigurare pentru niște tratamente foarte sofisticate. Ups. Au fost filme pe tema asta, au fost multe dezbateri. Uite că vine și în România povestea asta, sănătate la pachet. Doamna doctor Viorica Codoreanu a venit la chin în seara asta, sărut mâna. Bună seara! Președintele director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara este la noi în studio și vă mulțumesc că ați făcut efortul de a veni, pentru că știu că acum, deci nu l-am mai înțeles pe ministrul dumneavoastră. Acui pentru toată lumea, acu s-a schimbat, s-a modificat schimbarea, s-a schimbat modificarea. Hai să vedem ce pachet va avea românul în general. Putem să zicem așa? Sau acum am văzut că iar s-a schimbat? Am citit pe site-ul Ministerului Sănătății toate detaliile legate de pachetul de servicii medicale de bază. Și am tras trei concluzii. Sigur că sunt concluziile mele personale, nu știu cât de pertinente sunt, dar mă gândesc că, având în spate o anumită experiență, au un pic de pertinență. Sunteți în sistem de atâția ani, știți cu ce se mănâncă povestea asta, deci e clar. Deci, primul lucru, este un pachet de servicii medicale de mare anvergură, la care bănuiesc că s-a lucrat foarte mult
Și, în afară de asta, este foarte detaliat pe anumite specialități, nu pe anumite specialități, pe toate specialitățile. Asta e prima mea concluzie. Așa. A doua concluzie. Este un pachet de servicii medicale care aduce în prim plan, poate pentru prima oară de la Revoluție încoace, prevenția. Și al treilea lucru este, în mod cert, un pachet de servicii medicale care dorește să scadă mult presiunea pe spitale și să dea o amploare mult mai mare consultațiilor și tratamentelor în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate. Bun. Le luăm pe rând. Le luăm pe rând. Servicii de mare anvergură și foarte detaliate. Ca cuprindere în acest program. Bun. Hai să vedem de la ce plecăm. Pentru că în România o mare majoritate, zic eu, a locuitorilor țării sunt săraci și foarte săraci. Foarte puțini și-ar permite o asigurare medicală suplimentară. Suntem la mâna sistemului. Contribuim cu cât putem. E acel principiu de solidaritate, așa. Cât a mai rămas din această solidaritate? Păi solidaritatea funcționează și în momentul de față. Corect. Și va funcționa și în viitor. Zic în aceste servicii, în noul pachet de servicii. Funcționează pentru că solidaritatea și subsidiaritatea, ca așa spune legea 95, pentru că persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale cuprinse în așa numită asistență comunitară, despre care până acum niciodată nu s-a vorbit și care sunt cu precădere, de fapt chiar în exclusivitate, servicii medicale de prevenție. Funcționează pentru că toate persoanele care sunt neasigurate beneficiază de servicii medicale de urgență într-o formă sau alta. Aici lucrurile sunt concepute foarte complex și bănuiesc că vor ajunge să funcționeze așa cum sunt concepute în momentul de față în pachetul de bază într-un timp puțin mai lung, adică mă gândesc mai devreme de un an jumate, doi, nu vor putea funcționa serviciile de urgență așa cum sunt concepute, în sensul că nu doar ambulanța va fi cea care va acorda serviciile medicale de urgență pentru cei care fac solicitare la 112. Și funcționează solidaritatea și subsidiaritatea pentru că persoanele neasigurate au acces la programele naționale de sănătate, care sunt atât de prevenție cât și curative, adică de tratament, de tratament efectiv. Așa. Da, și sunt 18 programe naționale de sănătate. Deci s-au făcut 18 programe naționale de sănătate. Da. Sunt împărțite pe boli? Da, știu sunt eu... pe boli. Sunt pe categorii de specialități. Așa. Da. Cardiovascular, să explicăm un pic telespectatorilor. De nutriție, cardiovasculare, cum să vă dau câteva exemple de programe naționale care funcționează și în momentul de față. Se va modifica și, de fapt, ele toate există și în momentul de față. Ceea ce se va modifica prin pachetul de bază nou este că aceste programe vor fi finanțate în exclusivitate de la bugetul de stat, deci nu din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, așa, și vor fi derulate prin Ministerul Sănătății, nu prin Casa de Asigurări de Sănătate. Un exemplu de program național de sănătate care funcționează și acum este Programul Național de Tuberculoză, Programul Național HIV-SIDA, Programul Național de Endoprotezare, Programul Național de Oncologie, Programul Național de Diabet, Programul Național de Chirurgie Cardiovasculară Intervențională, Programul Național de neurologie, Programul Național de Endocrinologie. Deci sunt pe specialități. Deci, acum vorbim foarte serios, dar eu nu pot, că n-ați zis acolo, program pentru sănătatea parlamentarilor? Că am văzut că și-au deschis băieții farmacie, știți? Cu 20-25% mai ieftin, cu orice medicament în 4 ore. A fost o paranteză, stimați telespectatori. Ne întoarcem la... Am făcut-o să zâmbească pe doamna doctor, că se aprinsese foarte tare. Bun. Deci, există aceste programe care sunt separat... Accesibile tuturor. Da, separat de asigurare, indiferent, ești asigurat, absolut, nu ești asigurat, dacă ai cancer, statul român încearcă să-ți asigure medicamente. Absolut. Da? Dacă ai nevoie de o proteză, statul român încearcă să-ți asigure acea protezare. Da.
Bun. Vedem, în schimb, că totuși există acest pachet de bază care până acum era, deci până mai alaltă ieri, era pentru toată lumea și acum a început să se împartă. Asigurații primesc un pic mai mult sau cât de mult, să zicem, să vedem. Da. Și neasigurații, servicii medicale de urgență și campa. Și prevenție și programele naționale de sănătate. Bun, prevenție și programele naționale de sănătate. Da. Asigurații, tot ceea ce reprezintă celelalte servicii care sunt mult mai multe și mult mai complexe. Da. Și când spun urgență, mă un pic vă întrerup, deci când spun urgență pentru neasigurați, înseamnă urgență la toate nivelurile. Urgență la nivel de asistență medicală primară, la nivel de ambulator, la nivel de spital. Am înțeles. Bun. Deci să nu înțeleagă cineva că urgența se limitează doar la a chema acasă ambulanța sau un medic și că pacientul neasigurat, dacă este urgență, nu va fi internat. Nu, exclus. Urgența va funcționa la toate nivelurile. Va trebui să plătească pacientul neasigurat? Nu. Zilele de spitalizare? Nu. Dacă este urgență, nu. Dacă este urgență, nu. Există un plafon de timp. Mă refer la câte zile poate să rămână un neasigurat în spital? În momentul de față, limitarea este, hai să zicem limitare, la îndemâna medicului curant. Atâta vreme cât medicul curant hotărăște că pacientul respectiv este urgență, adică viața lui este pusă în pericol. Atâta vreme el stă în spital și nu plătește. Dacă dorește să stea și după ce medicul a hotărât că nu mai este urgență, atunci trebuie să plătească. Bun, aici avem o mare problemă pentru că s-au văzut cazurile de și clamările de cazuri de malpraxis. Cazurile unor oameni care s-au dus în spital, bun, n-au dat șpagă, spuneau ei, au fost câteva știri, au fost externați, starea lor s-a agravat, unii au murit, alții s-au ales cu sechele. Va exista, știți ce mă aștept eu de la, și asta trebuie să întreb, există și un pic de nesprire a condițiilor de malpraxis, a condițiilor de demonstrat malpraxisul și de, să vă spun eu, este în curs de elaborare, este în curs de elaborare o nouă lege a malpraxisului. Bun. Care va începe să funcționeze, bănuiesc, deodată cu pachetul de servicii medicale de bază sau poate mai repede, nu știu, dar este în mod cert în curs de elaborare o nouă sau o revizuire a legii malpraxisului. Știți de ce? Pentru că e foarte simplu să zici, doamne, bun, medicul curant hotărăște că ăsta nu mai are paturi și zice, băi, care-i? Că ăsta e neasigurat. Stau alți oameni care au plătit, stau la rând. E mai binișor. Nu e total vindecat. Ăla neavând bani, nu mai are cine să-l aducă la spital dacă e în zona aia gri, unde nu-și gri spre negru, da? Unde nu-și permite, știu eu, să mai plătească, nu-și permite să plătească asigurarea de sănătate, dar să mai plătească pe cineva să-l aducă, știu eu, cu mașina. El nu e o urgență, că nu se încadrează, să zicem, la urgența aia în care își poate pierde viața. Da, ajunge într-o stare cronică, e, cum să vă spun, ajunge la un punct de unde nu se mai poate face mare lucru pentru starea ea. Cronică pentru pacientul neasigurat are deja alocate alte tipuri de servicii în asistența medicală comunitară. Am înțeles. Bun, asistența medicală comunitară. Mă interesează foarte tare termenul ăsta pentru că la momentul ăsta, dacă, știu eu, îți deschizi o firmă, ai nevoie de o grămadă de avize. Primăriile, la momentul ăsta, au nevoie din partea dumneavoastră sau din partea vreunei instituții a statului de un aviz de funcționare în care, să se spun așa, domnule, ai un centru de primiri urgențe, să zic așa, adăpost de noapte pentru oamenii străzii, să zicem. Ai un centru în care, deci, un centru de urgență mic, nu să fie nu știu ce, dar ăla să fie dotat în așa fel încât asistența comunitară se implice, bun, poate se implică spitalul, poate se implică și poliția, deci să fie
cum să vă spun eu, niște servicii integrate acolo. Și fără acel centru să nu poată funcționa o comunitate, o primărie, un oraș, o comună. Trebuie să delimităm foarte clar lucrurile aici. Asistența comunitară din acest pachet de bază este asistența medicală comunitară, care trebuie deosebită foarte precis de asistența socială comunitară. Acest tip de asistență medicală comunitară va funcționa cu o asistentă medicală care va colabora cu medicul de familie, iar asistența comunitară socială funcționează cu asistenții sociali care se găsesc pe lângă primării. Am înțeles. Și care foarte mult se ocupă cu dosare și cu hârtii și cu... Este cuprins în acest pachet de bază, la un moment dat, servicii de tipul asigurarea întocmirii documentelor în vederea obținerii gradului de handicap, de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități, de către asistenta medicală comunitară. Am înțeles. Deci se schimbă Se schimbă foarte mult datele problemei. Foarte mult se schimbă datele problemei. Din punctul meu de vedere, repet, tot personal, ca medic de data asta, nu ca și președinte al Casei de Asigurări de Sănătate, partea aceasta de prevenție, de asistență medicală comunitară, este excepțională. Dacă lucrurile se vor derula așa până la final, va fi un pic de ieșire din impasul în care se găsesc în momentul de față anumite categorii sociale extrem de vulnerabile și care nu au aproape niciun fel acces la educație și la asistență medicală. Pentru că partea de asistență medicală comunitară din pachet are și o componentă educativă. Am înțeles. Practic, prevenția nu se poate face decât educând cu educație. Oamenii. Exact. Frate, hepatita A, dau un exemplu. Din ce înțeleg eu acum? Hepatita A e boala mâinilor murdare. Pliante multe, ședințe multe în comunitățile care au vulnerabilitate, în care se li se spune, domnule, te speli pe mâini, uite aici, săpun, așa arată săpunul, așa e robinetul. Dacă n-ai robinet, uite, de la fântână e apă. Așa e ligheanu. Așa e ligheanu, da? O să spuneți că fac niște, nu fac niște. Nu, vorbesc serios. Deci unii, să știți că habar n-au sau stau și se uită. Și vorbim în România secolului 21 de multe cazuri de genul ăsta, că dacă intrăm în autobuz e nenorocire. Deci intri, bă, auzi cum au ăștia microbuzele mici și strâmte și vai de mine. Deci așa. Bun. Deci, practic, se va acționa foarte mult pe prevenție. Pe prevenție, da. Pe prevenție și, repet, cu componentă educativă foarte bine subliniată în pachetul de bază. Programele astea de prevenție mă interesează foarte tare și am să vă spun de ce. Pentru că ne străduim să le educăm pe om prin ele. Da. Din păcate, statul nu este destul de educat. Că în privința protecției mediului, în România avem mulți pași, foarte mulți pași de făcut. Tot timpul se vorbește, domnule, locuri de muncă, dacă se închid unele fabrici, dacă există o grămadă de... Și bun, aici ne ducem un pic și spre medicina muncii. Da. Nu? Și spre o altă instituție, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Există o grămadă de firme care vin și lucrează în România cu materiale interzise în alte state și apar boli profesionale la niște oameni și nu-și dă seama. Ăla lucrează la, de exemplu, un fapt. Am vorbit cu cineva și la un moment dat spunea, băi, cablurile care se împletesc la o anumită firmă de cabluri, da, sunt tratate, izolația lor este tratată cu un fel de substanțe împotriva rozătoarelor. Dacă nu lucrezi cu mânuși, riști să te îmbolnăvești. Rău. Dar în același timp e greu de manipulat. Sunt greu de manipulat cablurile alea. Verificările nu sunt întotdeauna. Și aici ajungem la o altă componentă. Prevenirea și către firme. De stat sau așa. Da, asta într-adevăr este activitatea care ar intra în sarcina medicinii muncii. Nu știu nimic despre asta. Nu știu cum se va organiza, cum va funcționa, ce se va întâmpla. Pentru că degeaba îi spui lui, băi, spală-te pe mâini să nu faci hepatita, ok. Se spală omul săracul pe mâini. Dar inhalează la locul de muncă
anumite lucruri, că se poate întâmpla și așa să se îmbolnăvească, da, nu? Bun, luăm telefonul imediat după pauză, pentru că ești 25 sau luați telefonul și dacă vrea să aștepte telespectatorul până după pauză, pauză și revenim. Am revenit în direct, stimați telespectatori, ne întoarcem la discuție repede, dar vreau să mai citesc o dată, pentru că e important să ne vedem peste tot, da? În Brad s-a schimbat frecvența. Medoara TV se recepționează pe nouă frecvență, în municipiul Brad, în rețelele RCSRDS. Noua frecvență este 711,35 MHz. Zic pe cifre, 711,35, da? Pentru restul localităților, frecvențele au rămas aceleași. Astfel, pentru a ne recepționa, vă rugăm să dați o nouă căutare din meniul televizoarelor pe telecomandă. Pac, da? Până când regăsiți programul Hunedoara TV sau adăugați manual frecvența 711,35 MHz. Deci, brădenii, așteptăm telefoane și de la Brad. Au început să sune telefoanele. Îmi cer scuze telespectatoarei care a sunat înainte de pauză. Acum putem lua telefon fără niciun fel de problemă. Respectăm. Aici nu ne jucăm cu timpii, da? Numai guvernul se joacă cu timpul nostru, știți? Și cu nervii noștri. Bun. Doamna doctor, am rămas cu medicina muncii. Ați spus, nu știți, nu există deocamdată. Nu știu, în nou pachet. În nou pachet, acum. Despre programe de prevenție. E foarte important ca, dacă nu sunt cuprinse, să le faceți o sugestie ministerului. Sunt cuprinse. Sunt cuprinse. Bun. Ok. Pentru că e simplu să, după cum spuneam înainte de pauză, e simplu să faci program de prevenție. Dom'le, acasă omul încearcă și chiar și la serviciu. Dar dacă el lucrează într-un mediu viciat, într-un mediu cu nox, într-un mediu și nu e protejat, omul pentru o pâine face orice. Bun. Întrebare. Vin mai mulți bani spre ce? Vin mai mulți bani spre medicii de familie? Vin destui bani spre spitale? Ne confruntăm la momentul ăsta cu mișcări puternice în ceea ce înseamnă tot personalul sanitar. Fie că sunt medici, asistenți medicali, personal auxiliar, da? Care protestează și au un calendar de proteste foarte bine fixat. Vin mai mulți bani în ce sector? În mod cert, atât corelând pachetul de servicii de bază, pe care v-am spus că l-am citit cu mare atenție, cât și având în vedere declarațiile domnului ministru și, de fapt, trăgând concluzia spre ce dorește să se îndrepte acest pachet, deci, în mod cert, finanțarea va fi mult mai consistentă pentru asistența medicală primară și asistența medicală în ambulatoriu. Și asistența medicală în ambulatoriu, să explicăm pentru toată lumea, adică omul stă acasă și vine un asistent medical și îi face tratamentul, nu? Atunci? Asistența medicală în ambulatoriu integrat sau ambulatoriu de specialitate înseamnă consultațiile la policlinică. Așa ziceți, în pe românește. Așa. Bun, și asistența medicală ailaltă la... Asta este asistența medicală de îngrijiri la domiciliu. De îngrijiri la domiciliu, am înțeles. Da. Eu întotdeauna făceam confuzia asta și e bine că întreb, că știți... Deci, în mod cert, finanțarea va fi mult mai mare aici. Cred, sper că vor crește veniturile atât ale medicilor de familie, cât și a medicilor de specialitate din ambulatoriu sau din policlinică, hai să zicem policlinică, așa, ca să știe toată lumea despre ce vorbesc. În mod cert vor crește și veniturile medicilor care lucrează în momentul de față în spital pe secții. Nu, faptul că consultațiile sau serviciile medicale efectuate, acordate pacienților, vor fi mult mai multe în medicină primară, în asistența medicală primară și în ambulatoriu, nu înseamnă că va scădea finanțarea spitalelor. Am înțeles, deci nu scade finanțarea spitalelor. Nu scade finanțarea spitalelor, dimpotrivă, domnul ministru de unde... dorește să facă o finanțare mai consistentă a spitalelor. O să vedem, da, și resursele. Pentru creșterea calității. A revenit serviciul. Doamna doctor, să rog mâna. Bună seara! În primul rând vreau să o salut pe doamna președintă și pe dumneavoastră și am sunat în primul rând doamna doctor. Să vă cert puțin, domnul Mihuleț, pentru că e păcat să aveți un asemenea invitat și să nu profitați la maxim, să o lăsați să explice oamenilor ce înseamnă într-adevăr schimbările care vor veni prin noul contract cadru, ce înseamnă asistență reală de urgență,
Poate că e interesant să aflăm ce înseamnă într-adevăr urgența în concepția profesioniștilor din sănătate și nu în opinia băgătorilor de seamă. Noi suntem în grevă, ceea ce dorim noi este în folosul, în primul rând, al oamenilor și pe urmă al nostru. Vreau să vă întreb ca medic ceva. Da. Pentru că m-ați spus la colț, e bine, eu mi-asum orice critică, nicio problemă și vă sărut mâinile. Pentru că întotdeauna eu primesc criticile cu drag, foarte mulți, criticile pertinente și așa. Foarte mulți critică, dar nu știu ce să zică. Bun, o să vedem definiția urgenței. E bine că din acest punct de vedere dăm definiția, dar nu vreau să intrăm foarte mult în lucruri tehnice. Nu foarte mult. Bun, sunteți în grevă. Dumneavoastră ați citit programul? Da, partea mea de medicină primară. Cum vi se pare? Din punctul meu de vedere, extraordinar de frumos sună pe hârtie. Știți că medicii de familie au fost întotdeauna deschiși la orice schimbare și am fost aproape și de minister și de casă. Va fi în beneficiu oamenilor, în primul rând, va fi o muncă în plus pentru noi, dar beneficiul ca termen lung va fi deosebit, pentru că asta e important. Am înțeles, bun. Să facem prevenție și poate odată discutăm cât costă să tratezi un bolnav cu pneumonie la medicul de familie și cât costă să-l tratezi în spital. A, cred uite. Că asta e cel mai important. Bun, hai să vedem definiția urgenței. Acum, da? N-o dau eu, e doamna doctor, altă dată, păi, cu plăcere. Știți că eu sunt mai rad de gură și ne vedem împreună, fără să îi luăm din timpul doamnei președinte. Acceptați provocarea de a veni într-o emisiune? Bineînțeles, oricând, cu drag. Bun, mulțumesc. Bine, am notat, eu am notat aici, știu unde vă găsesc. Și lăsați-o să ne lămurească pe toți. Mulțumesc, vă frumos, o seară bună. Sărut mâna la fel. Vă rog, doamna doctor. E, uite, să vedeți? Dau definiția urgenței? Da. Urgență în concepția acestui... Urgență medico-chirurgicală așa. Reprezintă orice boală sau orice stare care pune în pericol viața pacientului. Scurt. Bun, nu mi-a spus nimic nou acum. Păi și cum vreți să o definesc altfel? Nu, nu, există, în pachetul ăsta. În pachetul ăsta? Nu e definit altfel nici în pachetul ăsta. Vreau să vă spun doar că există. Oriunde vom căuta, definiția va fi asta. Dar există o listă, există și în momentul de față, în normele actuale ale contractului cadru și în mod cert va exista, pentru că în acest pachet de bază, la rubrica observații, în foarte dese rânduri este trecut faptul. Se vor elabora ghiduri, se vor elabora fișe, deci lucrurile nu vor fi lăsate numai așa la modul general. În momentul de față... M-a certat degeaba, doamna doctor. Doamna doctor. Că eu vreau să aflu cât mai multe, dar aflu și de bani și de una și de alta. Deci nu s-a modificat definiția urgenței. Există o anexă la norme în momentul de față în care sunt specificate toate urgențele medico-chirurgicale pe tipuri de diagnostic. S-a modificat. Nu scrisă pachetul de bază așa ceva. Nu. Bun. Probabil că se va elabora o nouă listă care poate că va fi mai amplă, care poate că va fi mai clară, care poate că va fi mai detailată, nu știu nici eu. Exact. Am înțeles. Deci, practic, acum urgențele au rămas la aceeași definiție și la aceleași încadrări. Așa vor rămâne totdeauna. Bun. Clar. La aceeași definiție. Doar lista se poate completa. Lista poate, se poate crește completa. Sau poate scădea în funcție de anumite păi, chestii. Păi nu e regulă dacă scade. Sigur că nu e regulă dacă scade, dar nici nu poate să fie la nesfârșit și să devină urgență orice. Bun. Și sunt convinsă că se va face, iertați-mă, sunt convinsă că se va face o corelație cu ceea ce funcționează în Uniunea Europeană, pentru că știți că există directive legate de sănătate care tind spre un fel de uniformizare a tipurilor de servicii acordate. Domnul Dan Neacșu la telefon. Bună seara, domnul Dan Neacșu. Alo? Să rămână doamna lectoriță. Bună seara, domnul Și bună Neacșu. Seara, domnul Mihuleț. Neacșu, Dan, la telefon. Bună seara, domnul lectorița Neacșu. Mea, da?
Da, da, da. Deci mi-a plăcut, mi-a plăcut. Acum știți de vreodată. La școala post-liceală. Da, 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 da. Nu mai spuneți, nu mai spuneți. Că atâta mă bucur că vă văd, că zic ciocolo și ungurește și în franțuzește. Da. Doamna lectoriță, am o mică problemă. Lumea nu e informată. Acum eu nu mă croncănesc la televizor, m-am și implicat mult. Așa, eu știu singur la echilateral, la vârf știință, atașament și implicare. La care merge prima dată? Vă spun eu că n-avem timp. La implicare, că degeaba avem atașament și n-avem, avem știință dacă n-am implicare. Așa e, categoric. Corect? Asta de la un medic... Așa. Doamna doctor, există societățile astea vreo 6 sau 7, când m-am implicat un an jumate, că nu mă laud eu așa altceva, dar îs obligat, pentru că nu se vorbește pe nicio cale despre... Eu sunt proli, să zic așa, unguresc, adică proletar în medicină, să zic așa. Dar sunt firmele astea care grijește bolnav la domiciliu. Așa. Lumea nu știe. Am umblat, am mai găsit eu, am încercat să... Nici doctorii de acolo nu știu cum se lucrează. E lungă povestea. Ar trebui numai o oră pe chestia asta să se discute, doamna lector. Îngrijire la domiciliu. Da. Da, pentru că nu știe lumea, doamna, nu știu, doamna doctor, lăsați să vorbesc. Așa. Nu știu, am doctor, nu știu, din spital, doamna doctor. Le-am povestit tot azi, nu știe ce aia, cum e aia, nu semnează, zic că nu-i... Nu, stați puțin, domnul Daneașu, nici eu nu știam... Întrebați-vă că vă răspund, că am lucrat un an jumate voluntar acolo. Ok, numai puțin. Deci, ideea e așa, firmele astea care... Sunt firme, da? Nu sunt de stat. Ele trebuie să înceapă să-și facă ele reclamă. Nu trebuie să așteptăm de la domnul, asta am vrut să spun. Da, că am experiență. Am înțeles. Lăsați să vă spun. Am făcut toate. Păi asta am vrut să scot în evidență. Eu m-am dus acolo, ne moruc acolo, pentru că nu m-au făcut o fost asistentă. Așa? Am știut că nu se pricepe. Și am zis, hai să ajut. Am spălat, am curățat canulele la cancerul. E lungă povestea. Și am pus afișe. Lumea nu înțelege. Crede că le e casa. Lungă povestea. Deși doctorii, casa nu se spun. Nu se implică cei care sunt... Acum nu vreau să spun numele. Înțeles, implicare. Mulțumesc domnul Dan Neacșu. Asta neapărat să spuneți la educație. Perfect. Am priceput ideea dumneavoastră. Implicare. Ziceați de prevenție. Da. Bun. Dar și informare. Există și un capitol de informare? Există comunicare, informare. Pentru că e foarte important ca oamenii să știe ce posibilități au, ce oportunități au, ce alternative au. Dacă pot la un moment dat să beneficieze de firmele, de serviciile unei firme de îngrijire la domiciliu. Haideți să vă spun câteva cuvinte cheie. Vă rog. Prin care putem să transmitem un mesaj clar în ceea ce privește acest tip de asistență medicală comunitară. Uite, consiliere, 1. Mesaj cheie, înseamnă ceva clar, consiliere, da? Bun, cine o face? Asistenta medicală care colaborează cu medicul de familie. Asistenta medicală, nu asistenta socială. Diferența e clară. Bun. Asistența medicală. Deci, am spus, cum i-am zis la asta, consiliere. Mobilizare. Mobilizare în vederea efectuării imunizărilor, controlelor periodice pentru pacienții cronici, etc., etc. Bun. Comunicare, informare. Deci există și această comunicare, componentă. Informare. Da. Bun, n-apasă prea mult un pic pe asistenta medicului de familie? Zic și eu. Ea trebuie să facă o grămadă de hârtii. Eu știu cam cum lucrează. Deci e destul de greu. Trebuie să facă tratamente. Câteodată e destul de complicat. Trebuie n-apasă să recunosc un lucru. Că nu mi-am dat seama dacă această doamnă asistentă... Da? Va lucra, va fi asistenta medicului de familie sau va fi o asistentă medicală care va lucra și va fi plătită de către altcineva. Vă citesc și haideți să tragem împreună o concluzie. Așa. Zice așa, asistența comunitară, viziune. Comunitățile din România vor dispune de asistenți medicali care, în colaborare cu medicii de familie, vor furniza servicii medicale de bază, în special pentru grupurile vulnerabile. Deci comunitățile vor dispune... Adică primăriile... S-ar putea să fie așa. Deci această asistentă să nu fie a medicului de familie, să colaboreze cu el. Vor angaja primăriile... Probabil că da. Într-un corp, știu eu, într-un serviciu. Într-un compartiment sau o structură separată. Da. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara, vă rog. Sunt doctorul Repede. Bună seara, domnul doctor. Mă bucur să vă aud.
văd că discutați despre prevenție și sunt foarte interesat de prevenție. Că asta e activitatea pe care o desfășoară. Vreau să vă spun că pe vremuri la dispensarele medicale, între asistente, era o asistentă comunitară, care mergeam cu ea pe teren, pe la grupurile de romi, de persoane cu probleme de astea. Și la un moment dat această asistentă comunitară a fost trecută la primărie. Deci așa am înțeles, la primărie. Întâi la Direcția de Sănătate Publică și dintr-o dată a dispărut din structura noastră și a ajuns pe la primărie. Acum, domnul ministru, vă spun sincer, nu știu ce povestește dânsul, de obicei nu prea cred că are noțiunea de medicină preventivă, știți? Și, într-adevăr, ar fi trebuit să ne întrebe și pe noi, pe ăștia mai vechi care lucrăm în domeniul ăsta, poate putem avea și noi o părere. Nu ne-a întrebat nimeni nimic, încercăm să ne spunem punctul de vedere. E foarte bine că sunteți la punctul de vedere, domnul doctor, și vă aștept. Nu, e doamna Viorica Codoreanu acolo, doamna doctor, care știe tot. O singură întrebare vreau să-i pun doamnei doctor. Eu sunt în 4 consilii de administrație în județul ăsta și 4 spitale, dintre care 3 au probleme mari. Cea mai mare problemă este faptul că nu se plătește spitalizarea, adică nu se plătesc toate paturile ocupate. Nu, n-am înțeles. Am înțeles că există un ordin ceva dat mai de mult pe vremea celor care au distrus medicina preventivă anterior, așa? Și care au tărât că doar un anume număr de pat se plătește. Nu înțeleg termenul respectiv, să știți. Că eu tot încerc să-mi explic. De exemplu, la spitalul din Deva, din 500 de paturi, doar 300 de paturi sunt plătite. Sunt mai multe, domnul doctor, dar vă explic imediat. Bine, probabil acum... Sunt 618, mi se pare, în total și contractat 500 și ceva. Dar vă spun, deci vă asta, spun despre ce vorba, exact da. Chestia asta nu înțeleg, da. De cuvântul meu. Fiindcă, de exemplu, un spital ca și Vulcanul, care are 110 paturi, exact. 90 de paturi sunt contractate. Deci ce înseamnă asta? Nu, eu nu înțeleg pe cuvânt. Înțeleg chestia cu urgența, care a spus-o și dumneavoastră și aveți dreptate. E o problemă mare de tot. Cele două spitale care au programul de UPU sunt salvate. În schimb, spitalele mici, la care lumea se duce la urgență pentru orice, au necazuri mari cu cheltuielile. Dar chestia asta cu patul contractat nu înțeleg. De-aia, dacă puteți să-mi spuneți și mie ca să înțeleg. Vă mulțumesc, domnul doctor, pentru telefon și pentru punctul de vedere și vă așteptăm la punctul de vedere. O să încerc să iau legătura cu dumneavoastră. Dacă vreți să mă chemați, o să vin cu plăcere. Cu mare bucurie. N-aveam numărul de telefon, dar nu mi-l dați acum, că nu vreau să vă sune toată lumea. Fac eu rost de el. Mulțumesc încă o dată. Doamna doctor, cum e cu paturile? Vreau să răspund domnului doctor în 2 etape. Vă rog. Pentru cele 2 aspecte ale intervenției. Deci, primul răspuns este legat de asistenta comunitară. Așa, de care spunea că exista cândva. Trebuie să recunosc că în momentul în care am citit acest pachet de servicii medicale de bază și am dat de asistența medicală comunitară, m-am întors cu gândul la anii în care eu am început să lucrez ca medic. Când lucram la dispensar la Baia de Criș și aveam o asistentă care lucra cu mine la cabinet și care îmi scotea fișele, în niciun caz nu îmi scria rețetele, că pe vremea era mult mai simplu cu scrisul rețetelor, aveam o asistentă de teren care se ocupa de sugari și de copiii mici și care mobiliza pacienții cu boli cronice ca să vină la control periodic. Mai am 3 minute de emisiune, așa, am înțeles. Și aveam o moașă care se ocupa de gravide. Așa. Când am citit chestia asta cu asistența medicală comunicatară, m-am întors cu gândul acolo. Dar n-am zis nimic la începutul emisiunii, că m-am gândit să nu zică cineva că am cine știe ce nostalgie. Dar lucrurile aduc cumva cu ceea ce era atunci. În al doilea rând, și era bine. Am înțeles. În mod cert era bine. Legat de numărul de paturi, domnul doctor, există un ordin al Ministrului Sănătății și președintului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care stabilește că din numărul total de paturi care se găsesc în toate spitalele din județ și după aceea pe fiecare spital în parte, doar un număr X este contractabil. Adică casa finanțează servicii medicale acordate pacienților care se internează pe un număr mai mic de paturi decât are spitalul de fapt. De ce? Pentru că așa este ordinul Ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale. Probabil că este o încercare de nu găsesc cuvântul în momentul de față, de conectare cumva a finanțării la numărul real de internări. Nu vreau să discutăm mai mult pentru că nu vreau să supăr pe nimeni.
Dar părerea mea asta este. Când discutăm mai mult ca să supărăm multă lume? Când vreți. Uite, vă mai aștept pentru că n-am lămurit foarte multe lucruri și între timp o să mai fac eu temele, știu eu. Mă duc să iau notițe și să, așa, ca să nu vin chiar, da, la emisiune fără toate informațiile, că eu acum am citit, am încercat, am așa, dar e mai bine să mă duc să mă documentez în anumite locuri. Mulțumesc pentru că ați venit. Și vă aștept. Cu plăcere. Okay. Vă aștept pentru că o să apară multe noutăți. Categoric. Și vor fi discuții pe marginea pachetului de servicii. Vă aștept cu mare bucurie. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că v-ați uitat la noi. Mâine discutăm despre experiența finlandeză. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Tiberiu Balint, a fost în Finlanda. Știți, se vorbea de Finlanda, nu știu ce, nu vreau eu să vă mai dau idei. Da, le discutăm mâine, așadar. O emisiune în care vorbim despre administrație și despre experiența finlandeză. Ne revedem ca de obicei. Nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.